Din străbuni ajunge către noi ecoul strunelor de vioară, care străbată prin negură de vremi într-o luminare a sufletelor noastre. Este greu să ne imaginăm armonia sunetelor emise de instrumentele muzicale tradiționale fără dulceața viorii. Muzica ei este lacrima din lacrima înaintașilor noștri, este dor izvorât din inima plină de jar a celor care s-au învrățit cu vioara. Unul dintre marii îndrăgostiți de acest zeific instrument a fost și regretatul lăutar din Costești, Ialoveni, Filip Todirașcu. Solicitat frecvent pe la toate ceremoniile familiare, nu doar în satul lui, ci și în localitățile din împrejurimi, badea Filip reușea cu arcușul viorii să răspândească vraja sunetelor dincolo de grijile lumii, trezind din somn letargic simțirile omenești. Trecând în lumea celor drepți, badea Filip a avut grijă să lase vioara și talentul bunului său fecior, Vladimir Todirașcu. Veniți aici, domnul Vladimir. Din grija domnului Vladimir Todirașcu și cu sprijinul Centrului Național de Creație Populară are loc și festivalul în memoria tatălui lăutar, Filip Todirașcu. Aceste fiind spuse, dragii noștri spectatori, îmi face plăcere să anunțăm deschiderea Festivalului Concurs Național Filip Todirașcu. Dragi spectatori, vreme să începem concursul, nu înainte însă de a anunța membrii juriului. Așadar, Ion Păcuraru, consultant principal în aparatul guvernului, muzicolog, maestru în artă, președintele juriului. Victor Ciobanu, șef direcției programe naționale, Ministerul Culturii și Turismului din Republica Moldova. Oleg Volontir, șef de secție la Centrul Național de Creație Populară, coordonator al festivalului. Serghei Ciucrii, director artistic al ansamblului de muzică și dans popular Fluieraș, artist al poporului din Republica Moldova. Ion Dascăl, dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Mugurel, artist emerit, maestru în artă. Ion Cobâlă, dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Rapsodii Botoșanilor, municipiul Botoșani, România. Valentina Ciobanu, profesor de vioară în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vladimir Sârbușca, dirijor al ansamblului de muzică și dans Plai Moldovenesc, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, maestru în artă. Membrii juriului, onorat juriu, spor la muncă dumneavoastră, vreau să anunț de fapt că avem și oaspeți din România și cu multă plăcere îl salutăm pe domnul Vasile Păcintă, directorul ansamblului Doina Covârluiului, Galați, România. Zic că e vremea să dăm start concursului alături de cei 11 concurenți înscriși în cadrul acestui concurs. Sunt cei din Orchestra de Muzică Populară Folclor, în frunte cu maestru Petre Neamțu. Maestre, poftiți aici. Mulțumim dumneavoastră că sunteți alături de noi la toate edițiile acestui festival. Așadar, prima concurentă, doamna dragă nouă, cea care a venit pe plaiuri moldovene, tot din Moldova, tot dintr-o Moldova, din Moldova de peste Prut,
se numește Lucia Sacaliuc. Lucia Sacaliuc este născută în Isporeni și stabilită de mai multă vreme la Botoșani. Cu multă plăcere a venit astăzi la Chișinău să cânte pentru publicul ei drag. Lucia Sacaliuc. Domnul Todirașcu îmi spune că mai avem oaspeți dragi, domnul Mihai Silistraru, președintele Consiliului Raional Ialoveni. Bun venit și ne face plăcere să fiți alături de noi. Dragă Lucica, succes și aplauzele dumneavoastră pentru prima concurentă, Lucia Sacaliuc.
Lucia Sacaliuc, felicitări, că e greu să spargi gheața, da? Aplauze pentru Lucia. Următorul concurent este un tânăr virtuos, căruia îi spune Călin Corai și s-a înfrățit cu vioara din fragedă copilărie. Vine acum în scenă să ne prezinte câteva melodii care exprimă focul inimii lui. Călin Corai.
Călin Corai. Pentru a treia oară participă la concurs violonistul Iacob Romandaș din Sadovoie, municipiul Bălți. Sper că de data aceasta îi va surâde norocul. Asta îi dorim și noi. Iacob Romandaș.
Iacob Romandaș. Și ce frumos mai sună strunele viorii, mângâiate de o mână fină de femeie. Sper să vă convingeți în continuare de cele spuse, ascultând vioara mânuită de următoarea concurentă, care vine din Sângerei. O invit în scenă pe Gabriela Hârbu. Thank you.
Hârbu răsună sunet de vioară tocmai de la Brut, chiar din satul Cristoforovca, raionul Unghei. Și l-aduce acum către noi următorul concurent, care se cheamă Radu Vârlan. Deci îl invităm în scenă pe violonistul Radu Vârlan.
Erlan și aplauzele bine meritate. Încă o fioară cu farmec deosebit vine acum să ne convingă că tot ce este moștenit din părinți are continuitate ascendentă și că cea mai frumoasă muzică instrumentală este cea interpretată la vioară. Vine acum cu vioara sa urmașul dinastiei Gămureac, Ion Gămureac din Zăicani, Râșcani. Ion Gămureac!
Olga Mureac. Felicitări. Dragi spectatori, cel mai în vârstă concurent este lăutarul Căldare Dumitru, care vine de la Bălți. Cu dragoste pentru vioară și melodiile interpretate la ea, dar și de drag de dumneavoastră, evoluează în continuare Dumitru Căldare. Thank you.
Alexandru Căldare. Înainte de concurs, zice, cum ai să spui acolo, cam 100 de ani, ai venit pe la noi, aici, la concursul Filip Todurașcu? La 100 de ani am să vin, sigur. Să ne trăiți, mulțumim! Dragi prieteni, în concurs avem și oaspeți din România și următorul concurent este de la Galați, căruia îi zice Tudor Vintilescu. Tudor vrea să ne spună că vioara și la Galați tot vioara este și mânuită de un violonist talentat scoate sunete miraculoase. Chiar acum ne vom convinge de acest adevăr, ascultându-l pe Tudor Vintilescu. Thank you.
Tudor Vintelescu, Galați, România, mulțumim. De la Prut și Ungenean este și cel mai tânăr participant în cadrul acestei ediții, pe nume Moraru Sandu. Sperăm să vă placă și cântecul viorii lui. Sandu Moraru.
O vioară cânta aici, lângă inima mea, dar și lângă inimile dumneavoastră. Dragi spectatori, va cânta în continuare vioara lui Sacaliuc Oleg, originar din Râșcani și stabilit la Botoșani. Să aplaudăm, deci, pe Oleg Sacaliuc! Thank you.
Sacaliuc. Mulțumim. Dragi prieteni, din Galați este următorul concurent și vine să ne convingă că muzica românească interpretată la vioară este un miracol. Deci, să întâmpinăm cu aplauze pe Gheorghe Bânzu. Thank you.
Gheorghe Prințu, aplauzele dumneavoastră pentru ultimul concurent. Onorat public, precum am spus anterior, aici chem rândul concurenților. Cei 11 concurenți au evoluat până la acest moment în fața dumneavoastră și rog foarte mult să-i aplaudați, pentru că sunt sigură că evoluarea lor v-a dus clipe de revelație. Dragi prieteni, vorbeam la început despre feciorul lăutarului Filip Todirașcu, cel care se-a mânăleit cu regretatul său părinte și la trup și la suflet, dar și la talentul dăruit de Dumnezeu într-o alinare a sufletelor noastre, celor îndrăgostiți de miracolul sunetelor teorii. Vladimir Todirașcu vine cu vioara lui să confirme adevărul spus de mine și îl invit acum în scenă, în aplauzele dumneavoastră. Domnul Vladimir, vă rog să îngăduiți puțin, pentru că aveți surpriza unui bun prieten a dumneavoastră. Nu ghiciți. Îl invit în scenă pe domnul Efim Bivol, poet. Poftiți! Andrei, la acest frumos festival, ca și dumneavoastră, din dragoste pentru artă, pentru acest minunat instrument de oară, pentru respectul care îl port față de acest minunat lăutar, Filip Todirașcu, pentru fesiorul Vladimir și pentru toți participanții de azi și minunata orchestră a domnului Petrenianu. Emoțiile, dar o să trec la poezie, să învățăm mult. Cânta o vioară în memoria vestitului lăutar Filip Todirașcu. Cânta o vioară în curge lină, era la o nuntă în sat, din ea izvora o cântare divină și o lume a fermecat. Părea că e vis, o taină părea, cu oameni în horă dansând, o pasăre alături încremenea, acea melodie auzind, veneau să o asculte fețe înalte, că atât de frumos ea vibra, încât se îmbătau nu de vin, ci prea poate de muzica ce răsona. Zvâcânea, suspina și plângea o vioară, cu cântecul dulce, amar, și parcă vedeam cum se înalță și zboară un suflet ușor, solitar. Și azi se aude o cântare aleasă, un cearcă al stine cu har, pe care o ascultă din cerul de acasă acel neuitat lăutar. A fost adevărată surpriză, nu-i așa? O păstrez eu. Așadar, dragi prieteni, în continuare, la vioară, Vladimir Todirașcu.
toate florile pentru dumneavoastră. Acesta este Vladimir Todirașcu, fiul vestitului lăutar Filip Todirașcu, care se însigură că de acolo, din veșnicie, și azi îl îndrumă și îl îndeamnă să nu părăsească niciodată acest instrument care se cheamă vioara. Să-l aplaudăm de cinci o dată și să-i urăm succes în continuare. Mulțumim! Aici, dragi prieteni, anunțăm o pauză de 10 minute, după care vor urma recitaluri, iar juriul se retrage pentru a face totalurile. Rămâneți alături de noi!